Vicepreședintele regional al PNL, Ioan Balan, a declarat că preocuparea majoră a actualei administrații liberale este ca din 15 mai sucevenii să iasă din carantină la fel ca întreaga țară și că se mizează în special pe capacitatea organizatorică și expertiza președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Ioan Balan a arătat că șeful administrației județene este supus unui linșaj mediatic fără precedent din partea unor oponenți politici pe care nu interesează soarta locuitorilor acestui județ, ci doar încearcă să scadă potențialul electoral al lui Gheorghe. Ioan Balan a spus că cei mai mulți dintre cetățenii județului Suceava stau în casă cu speranța că după 15 mai vor începe să revină treptat la o viață normală și că va fi bine. Deputatul Balan a subliniat că pentru unii siguranță înseamnă sănătate, dar pentru cei mai mulți pe lângă sănătate siguranță înseamnă locul de muncă, școală, deplasarea cu mijloacele de transport în comun, dar și reluarea legăturilor cu cei dragi de care au fost separați atât de mult timp. Deputatul Sucevean susține că acum nu este loc de neputință, iar soluțiile concrete și implicarea promptă va fi abordată abordarea actualei administrații liberale. Ioan Balan consideră că este nedrept să se vorbească acum despre Gheorghe Futur ca despre un lider care nu se implică și mai ales să fie acuzat de situații cu care nu are nicio legătură. Balan a remarcat că zilele acestea Gheorghe Futur a devenit unica miză politică pentru toate partidele politice. Ioan Balan a atras atenția că până la alegeri mai este ceva timp, suficient să se vadă că cei care au încercat să sape groapa altuia și-au săpat propria lor groapă politică.